Bună, vreau să vă arăt ce proiect am terminat. Am o grămadă, așa că o să trec repede. Sper să nu mă bâlbui că n-am filmat de mult. Am cam o lună de zile de când am filmat un clip de empties în care vorbesc foarte mult. Deci, hai să începem. Am terminat acest gel de duș cu aloe vera. Ăsta, deși l-am luat ultimul, l-am terminat primul. Adică mai aveam dinainte geluri de duș, ăsta l-am terminat. Nu știu, mi s-a părut ceva foarte fain. Și a fost cu aloe vera și mie îmi place mult mirosul. Așa, pentru vară chiar a fost ca lumea. A avut 500 de mililitri, a fost puțin lichid, dar puneam mai mult și chiar a fost ok și mirosul mi-a plăcut foarte mult. Era așa subtil și mai este cu mango și mai sunt din astea la cumva din gama asta pentru toată familia, deci e foarte ok. Și am mai terminat unul, ăsta e cu pepene verde, din ăsta așa ediție limitată de la Rossmann, le găsiți și în DM, dar sub denumirea de la Balea. A fost foarte fain ăsta la miros, îmi venea să-l mănânc așa de bine, de gurmand miroase. Și astea au 300 de mililitri și sunt lichide și ele, dar pun mai mult pe buretele de duș și fac destulă spumă pentru mine, chiar pe mine mă mulțumesc. Și mai am acum unul ceva cu roz de la Isana și mai am pe acolo prin baie, dar vreau să mai termin din ele, fiindcă ca să-mi cumpăr altele, că așa vine toamna îndată și nu vreau să rămân cu cele de vară. Pentru păr, am terminat acest balsam de păr de la Lidl. Astea noi, le știți, le-ați tot văzut la mine, dar acum am trecut la varianta veche, tot de la Sien, fiindcă m-am cam plictisit de mirosul ăstora și am zis să le mai schimb puțin. Astea au 300 de mililitri din gama nouă și cele din gama veche 250. Nu văd vreo diferență la ele, sunt la fel de bune pentru părul meu. Am terminat și un șampon de la Isana, de la Rossmann, ăsta așa cu nuci, ce mai avea, caramel, cacao, fără silicon, chiar a fost ok și a fost maro la culoare și scrie că este pentru părul castaniu, pentru părul maroniu, ceva de genul. Eu am un castaniu, ceva de genul, dar nu, pe vârfuri cumva puțin mai deschisă, nu mi-a pătat părul sau ceva, fiindcă, na, dacă e pentru părul mai închis, mă gândeam că poate mi-l închide puțin, de exemplu, cum sunt pentru fetele alea blonde, cele cu tendă de gri, care chiar pătează și așa, dar la mine nu s-a văzut nicio diferență. Ăsta a avut 250 de mililitri și mi-a plăcut mult. Balsamul nu l-am avut din gama asta, am luat doar șamponul atunci. Și acum am unul de la, asta e pentru pasul 2, pentru un șampon blând, am de la Garnier. Și pentru pasul 1 mai am de la Dermo Future, care mai am jumate de flacon și apoi trebuie să cumpăr ceva. Am terminat și o apă micelară, tot pe asta am acum, fiindcă nu am mai găsit alta. De la Garnier nu iau că scumpe și sunt la fel ca astea. Asta mă ustură puțin în ochii, dar cu aia la altă văd că m-am obișnuit deja. Trebuie să-mi pun o comandă pe make-up, că merg îndată în România în septembrie și numai bine. Asta a avut 250 de mililitri, a fost ok, dar trebuie să insist puțin, nu mai este cum era înainte. Le-am avut și pe alea pe roz, au schimbat formula și tot. Tot de la Lidl, ce să vezi, dischete de machiante, pe astea le am și atârnate acolo și de rezervă. Sunt 100 de bucăți, eu le cumpăr așa fiindcă sunt mai convenabile decât dacă aș da pe un pachet cu 140. Dau că dau pe cumva două pachete cu 100 și ar veni 200 de bucăți, dacă mă fac înțeleasă. Tot de la Lidl am luat șervețele pentru ten, din astea care mă șterg după ce mă spăl pe față. 4 straturi, 100 de bucăți, foarte bune. Și acum am tot așa cu ambalajul ăsta maro închis, nu știu de ce le-au schimbat ambalajele, le-au făcut urățele, dar în fine. Am terminat tot de la Lidl, de la Lupilu, șervețele. Eu le folosesc pentru suprafețe, pentru orice, acolo în baie le țin și când am nevoie mi-au de acolo. 80 de bucăți și acum nu le am, dar trebuie neapărat să le recumpăr. Până postez clipul ăsta, cu siguranță le recumpăr și vă arăt o poză. Cu siguranță le cumpăr tot pe astea. Tot de la... A, nu. Ăsta e de la Aldi, niște absorbante foarte bune, din astea de noapte, aproape ca cele de la Always, doar că în jumătate de preț și am un pachet pe stoc, fiindcă le-am găsit la... pe stoc, că de obicei nu le găsesc. Astea le-am luat de la Lidl, cumva erau 4 bucăți, ceva, niște pachetele mici așa și au fost doar 4 și au fost 1 euro, au fost ok, mai aveam nevoie doar de câteva și n-am mai luat un pachet mare la 3,50 euro. Iubitul meu a terminat un parfum, ăsta așa de la Lariv, cu ceva lemn, a mirosit foarte tare, dar lui a plăcut. A mirosit așa, bărbat mai în vârstă, dacă pot să zic așa, mie, așa, eu așa să cez parfumurile tari,
de bărbați cu moșnegi și cele tari pentru femei cu babele, nu știu, pur și simplu așa asociez eu. Ăsta a avut, ia să văd cât, 90, nu, ba da, 50 de mililitri. A avut de obicei cele pentru femei au 90 și de asta. Am mers urât, dar acum are unul care miroase superb, tot de la Lariv. Am terminat și unul, la mine fără capac, fiindcă eu așa le țin. Pun doar câte unul sau maxim două în baie, fiindcă vreau să termin ce mai am din ale vechi, ca să-mi pot să-mi recumpăr unul care vreau eu, unul de la Carolina Herrera, ăla de pantof. Dar trebuie să mai termin, că mai am și unul de la Guess și mai am și de la Avon și de la Oriflame. Și dacă până nu-l termin pe alea, nu mi-l cumpăr pe ăla, că e cam scump, dar nu contează. Eu vreau să zic că ca să termin pe astea, să nu am 100 de parfumuri. Ăsta are, a avut 50 de mililitri și îmi place, îmi amintește de perioada liceului, de asta l-am și cumpărat și l-am și terminat. Mai am un spray din ăsta, tot așa nu are capac, bineînțeles, spray pentru, cumva un balsam leave-in, pentru păr, te dai și nu trebuie clătit și așa. Îl dădeam când mi-așezeam părul și mirosea drăguț, îmi plăcea cum mirosea și îl foloseam a doua zi după ce mă spălam, gen, ca să îmi dea așa, nu știu, să miroase și bine părul și să îl așeze mai, nu știu. Chiar mi-a plăcut și a avut 50 de mililitri. Dacă îl luam în variantă mare, nu îl terminam, că înainte, când foloseam eu zi de zi din astea, luam. Le-am avut toate variantele, dar acum nu prea mai am chef așa să mă spreiez prin păr. Mai am periuțe din astea de dinți, de la Procudent, de la Rossmann. Sunt 3 bucăți, astea așa cu perișori de duritate medie sau tari, fiindcă ăia moi nu-i suport. Și sunt ieftine astea. Am mai terminat și aceste odorizante pentru vasul de toaletă. Sunt de la Acțion, dar nu sunt deloc bune. Sunt cu roz și cu albastru, parcă, dar nu sunt faine. Cumva se pătează vasul de toaletă, nu se scurg în jos, deci este așa degeaba. Și a fost doar un euro în a doua bucăți, dar totuși, măcar trebuiau să se scurgă de tot decât să stea acolo pe vas. Și mai am și... din ăsta, o detergent de, avem să zic, de rufe, de vase, de la Pril, ăsta așa cu lămâie, mi-a plăcut foarte mult, este exact ca cel de la Pur, este lichid, este bun. Cred că mai am din el acolo un recipientul ăla pentru, de la Sensei, pentru, acolo ne ține eu detergentul și a avut 675 de mililitri. Oh, m-am obosit. Mai am și saci de gunoi, două pachete din astea cu 50 de litri și sunt 20 de bucăți. V-am tot arătat. Mie îmi plac foarte mult, dar mai am saci. Să mă întind după ele. Ăștia așa, pentru coșul din baie de la Acțion, cu 10 litri, eu de astea folosesc. De ăștia folosesc. Mai am un pachet așa mare, mare. De 120 mi-a trebuit pentru ceva la subsol în box să așez acolo hainele de iarnă, fiindcă am avut niște saci foarte proști de la Acțion, slab și mi s-au desfăcut. Când am căutat ceva s-au rupt toți, fiindcă eu am acolo cumva de desubt de țineam. Am hainele de iarnă, pături groase, lenjerii groase, plapuma și în fine chestii de iarnă. Și când am căutat ceva să-mi pun pentru acasă, că stau în septembrie, mă gândeam că o să fie rece, am pus 2-3 bluze din astea mai groase. Am rupt tot saci acolo până am găsit ce mi-o trebuie mie și așa că am luat saci ăștia și am făcut acolo o curățenie exemplară și ăștia sunt foarte rezistenți. Au fost 2 euro parcă, dar și sunt doar 15, dar sunt mari și rezistenți și exact ce trebuia mie. Mai am role de hârtie din astea pentru bucătărie de la Florales, știți că eu de astea folosesc 4 role cu 3 straturi. Am și o soluție din asta pentru toaletă de la Ente, care e egal cu DAC. Acum am chiar de la DAC, că am luat-o din Acțion. Asta e luată de la Lidl și am cu lămâie, ceva de genul, dar ăsta îmi place mult mai mult, fiindcă este cu ceva marin, așa, și miroase superb, cumva cocean, nu marin, gen, înțelegeți voi ce vreau să zic. Și curăță foarte bine vasul. Mai am și acest balsam de rufe de la Lenor cu ceva flori. A mirosit superb ăsta. Chiar mi-a plăcut. Vai ce bine miroase. Mi-a plăcut mult mirosul. Și a avut 950 de mililitri. La fel și acesta cu... Ăsta se cheamă Prospețime de primăvară. În România îl găsiți. E foarte bun. Este un balsam de rufe care mi-a aduce aminte mie de copilărie. Fiindcă
Mama îl folosea când era micuță și mi se pare că nu se compară ăsta cu nimic. Poate ăla puțin cu mov, cu orhidee sau poate la cu orhidee aurie, dar nu știu, ăsta mi-i drag mie și îl iubesc. A avut tot 950 de ml și mi-a plăcut atât de mult. S-a terminat și spray-ul ăsta pentru cameră. Eu l-am folosit în aparatul ăla în baie. Astea sunt de la Acțiune, costă doar 1 euro și sunt foarte bune. Mie îmi place asta la miros și era cu citrice, chiar a mirosit foarte bine. Încă niște dischete, al doilea pachet. Și spray nu am recumpărat încă, dar dischetele le am. Și am terminat și pasta asta de dinți, de la Blendamed. Este varianta XXL și a avut 125 parcă de mililitri. Și am acum altceva. Această hârtie de copt, tot așa fix pe asta am recumpărat-o. Este gata, goală. Eu coc la cuptor și fac pizza și fac mai multe plăcinte și se termină foarte repede la mine, cam una pe lună, cam așa, nu știu, pur și simplu așa e la mine. Am mai terminat și acest detergent de rufe, ăsta mare așa de 6 kg, cu 100 de spălări, cred că 6 kg avea, da, 6 kg scrie acolo, este de la Lidl și este foarte bun, că știu că m-a întrebat o fată de el atunci când l-am prezentat, dar între timp am mai luat mai multe cutii, nu-i doar ăsta, dar a fost bun, chiar curăță. Și iubitul meu a terminat deodorantul ăsta de la Playboy, este din Acțiune ceva de genul și acum mai are unul de la Dove, unul singur mai are cu verde și ăsta i-a plăcut mult cum a mirosit și tot așa el a mai terminat ăsta de la Isana, ultimul, l-avea pe acolo prin baie și am mai dat eu prin baie și l-am terminat, l-a terminat, mă rog, și el și l-am mai pulverizat pe acolo ca să-l termine, fiindcă nu protejează. Și în curs de terminare și ultimele două produse sunt am ăsta de aragaz, dar mai folosesc două ori și-l arunc și nu mai vreau să-l țin până la următorul empties, fiindcă eu plec în România pentru o lună și nu are rost să-l mai țin o lună de zile aici, așa că v-am zis, mai am două folosiri și-l arunc, foarte bun de la Lidl, chiar vi-l recomand, degresează foarte bine cuptorul și pentru aragaz și pentru caserolele pline de grăsime. Este foarte bun. La fel și acesta, tot așa, câteva folosiri mai am din el. De două ori, dacă mai fac curat, gata. Pentru baie. Eu am doar un spray. Unul pentru bucătărie, unul pentru baie. Nu are rost să am 100 de soluții. Asta e foarte bun pentru calcar. Chiar curăță și arată impecabil bateriile de la CAD, de la ghiuvetă, după ce îl folosesc. Și da, cam astea au fost. Ups, am vrea să dăm trepiedul. Da, pa, pa!